meu din glas la zidogrumbe trofeul. Ascultă, poporule, ce spune Duhul Sfânt. Vremea care îți stă în față e o vreme grea, în care numai cel ce va sta la izvor va putea să meargă înainte și să fie biruitor în numele meu, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Pentru că încercările se vor înmulți și planurile celui rău de asemenea vor fi mai multe, în care vor lovi fără milă familie după familie. Dar pentru cel ce va sta la izvor, chiar dacă vor fi planurile celui rău multe, îl voi face să treacă biruitor, ca să-mi arăt îndurarea față de cei ce se sprijinesc pe numele meu. Iisus Hristos este Domnul. Anevoiește-te să te numeri printre cei ce mă caută cu toată inima și care stau la izvor în vremea aceasta, ca să fii la adăpost și să nu te clatini în ziua încercării. Igoloteca nega nidorubre profet nigal hadel. Pentru că cântarul voi lăsa în fiecare familie și fiecare suflet îl voi cântări în parte. Iisus Hristos este Domnul, iar Cel care mă va chema, îl voi întări, îl voi sprijini și îl voi trece biruitor în numele meu. Iisus Hristos este Domnul. Să nu te temi, pentru că unul din planurile celui rău este să insufle frică, teamă, panică. Dar dacă te vei sprijini pe numele meu, te voi lua de mână. Iisus Hristos este Domnul. Și prin valurile încercărilor te voi scoate biruitor în numele meu. Iisus Hristos este Domnul. Paravohet ghis, paravecon declive, la declunec nehadini clahobegal. Pentru că am lăsat o protecție în mijlocul poporului meu, iar cei care intră în protecția aceasta vor fi protejați și ocrotiți. Iisus Hristos este Domnul și nu te voi lăsa de ocare. Chiar dacă vremea care stă în față, încercările pe care le voi îngădui în mijlocul poporului acestuia, pe unii vor zgudui, sfatul pe care ți-l dau este să alergi la izvor și îți voi da apa limpede și curată la timp și la vreme, prin care te voi întări și nu te vei clătina să-ți pierzi nădejdea. Iisus Hristos este Domnul. Voi chema unele suflete acasă, de aceea să nu judecați nici într-un mod, pentru că asta e planul meu și hotărârea mea. Iisus Hristos este Domnul. Amin.